broscuțe, buburuze, oricum le-am numit, ele atrag privirile atunci când circulă pe stradă, iar când se adună mai multe la un loc, sunt savuroase. Curioșii au venit să le vadă în acest weekend la cea de-a 20-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Broscuțelor. Evenimentul acesta a început de fapt în 98 cu ocazia sărbătorii castanelor în Baia Mare. S-au adunat 6 posesori de buburuze. După aceea a trecut timpul, iar în 2004, deci cu 20 de ani, am reușit să constituim acest club cu acte în regulă, un număr de 13 membri fondatori care au pornit atunci cu entuziasm și am făcut clubul. În 2008 ne-am afiliat Retromobil Clubului Român, un club cu pasiuni congruente cu a noastră, automobile istorice. Povestea acestei întâlniri pornește cu ani în urmă, când 6 posesori de buburuze s-au hotărât să formeze un club al acestor mașinuțe. Apoi au mai venit și alții. Anul 2004 a fost memorabil. Rămâne în istoria clubului ca fiind întâlnirea cu cea mai mare participare. Am avut circa 120 de autoturisme buburuze, Volkswagen buburuze, broscuțe, cum mai zic unii. Și a fost cea mai numeroasă participare de-a lungul anilor. A fost o întâlnire de memorabilă. Pe urmă am fost la Wolfsburg, la Egenburg, la Budapesta, la Dolina, la Gyomoendred. În străinătate am făcut o grămadă de ieșiri. Una dintre competițiile cu rezultate excepționale este cea care a anulat cunoscuta răceala a nemților. Cel mai tare eveniment la care am participat, evident, a fost Wolfsburgul, când am luat locul întâi la cluburi în Europa și unde am topit icebergul german, adică acea răceală caracteristică poporului german, oarecum a fost topită pentru că au plâns când ne-au văzut o grămadă de cetățeni. Există și o ecuație a broscuțelor. Chiar dacă termenii matematici sunt mai complicați, traducerea lor în realitate este simplă. E vorba despre pasiune. Orice hobby oarecum lărgește universul ăsta tridimensional și îl poate duce la n-dimensional, unde n tinde după posibilitățile fiecăruia până la infinit, ca să discutăm oarecum asimptotic. Proprietarii sunt mândri de mașinile lor de colecție și nu ratează ocazia de a le prezenta și altora. Vorbesc despre ele ca despre niște adevărați membri ai familiei. Nu doar broscuțele au fost admirate de către băimăreni. Un Daimler englezesc din 88, din Marea Britanie. Au fost în Parlamentul Britanic. Și cum ați ajuns în posesia mașinii? Eu am fecior în Anglia și el a achiziționat și mi-a trimis-o și timp de un an de zile s-au restaurat până au ajuns la stadiul. Avem un Trabant, unii mai spun Mercedes cartonat. Este o mașină fabricat în 1990, ultimele ediții, au fost 23.000 de exemplare, care s-au vândut mai mult în Polonia și Ungaria. Este greu de întreținut asemenea mașină? Dacă e cu pasiune, nu. Evenimentul din weekend a fost și o veritabilă etalare de forță. Mici, dar nu chiar ușoare ca niște fulgi, broscuțele au fost trase cu ajutorul unor echipamente speciale de cei mai puternici sau mai curajoși dintre participanți. Vă rog să-mi spuneți ce veți face acum. Se face, pot să face cu mașina așa și am putere. Aveți curaj? Da. Nu e grea? Așa se joc prietenii mine acolo, de la Salvamontis. Bun. Michel, tu e prea? 3, 2, 1. Allez, Michel! Allez, le bleu! Allez, le bleu, Michel, ma belle! Clinga, clinga! Michel! Păi, numai bărbați, hai să vedem și noi, că doar și noi suntem în club, nu? Ați mai încercat asta? Nu. Orice lucru are o încercare. Proprietarilor de broscuțe le place să-și numească automobilul Micul Gigant sau Cel mai tare din parcare. Evenimentul a fost organizat de Volkswagen Käfer Club Baia Mare și Retromobil Club România.